și ne dau onoarea să cântăm astfel de cântece. M-am gândit unde găsim în memoria noastră fapte pline de curaj. Și am ajuns la memoria Antiști, care au pregătit într-un fel Marea Unire de la 1918. Printre ei, numerați preot Vasile Lucaci și alții, au fost români adevărați dincolo de orice apartenență la o identitate, să spunem noi. Români întregi, români plini de curaj. În nordul Maramureșului, un cântec s-a născut Doinul Lucaci, care a fost interzisă înainte de 1989, din rațiuni bine cunoscute, pentru care vreau să spunea, pentru Sfânta Libertate de care noi nu avem parte. Libertatea a venit, a venit și unica. Noi astăzi suntem liberi și tocmai de aceea să readucem un cântec pe care colegii noștri, domnul Ioan Ivan, inginer la Mediaș, Marius Catalan, care este și el inginer tot la Mediaș, cântăm atât de frumos. O să încercăm să-l cântăm, să vă readucem aminte de cântec plin de patriotism. De acolo din închisoare, de la Sătmar, unde nu vedeam nici cerul, nici stelele, acolo parcă Vasile Lucaci ne chema și pe noi stă pe demnitate. Este o seară a demnității. Da? Haideți să o cântăm. People.